Mihai și Hatice vorbeau despre seara petrecută în doi la munte. Spunea Mihai că s-a simțit foarte bine, s-a amuzat și a râs mult. Hatice își făcea griji că mâine iar se va da material cu cei doi dormind și vor fi discuții. Iar Mihai a spus că a dormit cu iubita lui, nu e normal, doar nu era să doarmă cu Miții. Și Hatice a spus că ea vorbește despre partea aia, că iar o să vorbească lumea. Iar el a spus că nu au făcut nimic anormal și Hatice i-a răspuns că nu pentru toată lumea este normal. Ea îi spunea că iarăși o să comenteze lumea și Mihai i-a zis că ce interesează pe ei de lume. În cazul în care nu v-ați dat seama, se refereau că au dormit împreună, nu au putut face nimic evident pentru că erau camere, dar probabil au fost niște atingeri, niște, nu știu, ceva mai intim și cred că a fost ca data trecută când s-a dat material cu cei doi când au dormit în casa fetelor.